astăzi este o premieră și premiera constă în faptul că am zis că fac live la 6:30 și chiar fac live la 6:30. Posibil chiar puțin mai devreme, cred că e 6:29. Și vreau să vorbim despre un lucru important. Nu știu dacă știai asta. Sunt multe site-uri pe care se vând parfumuri fake. E o glumă când zic că nu știu dacă știai, că bănuiesc că știai mai mult decât știu eu să bag cablul acolo. Deci, sunt multe site-uri pe care se vând parfumuri fake și vreau să vorbim despre ele, pentru că oamenii care fac site-urile astea nici măcar nu-și bat foarte mult capul și cu toate astea, aproape zilnic sau hai la câteva zile, mă întreabă câte cineva, dar pe site-ul ăsta sunt parfumuri originale, dar oare acest Creed Aventus de 170 de lei original? Și răspunsul e aproape de fiecare dată, nu, oamenii ăștia o să-ți ia banii munciți și o să-ți dea cel mai fake parfum cu putință. Și mă gândeam să ne uităm prin niște site-uri din astea să vedem cât de prost făcute sunt sau măcar cum să sesizez că un site vinde fake-uri. Salutări! Salutări! Salut! Și de asemenea, salut! Bine v-am găsit, dar vai ce la timp e toată lumea. Punctual era cuvântul pe care îl căutam și nu-l găseam. Sunteți foarte punctuali. Și ne-am adunat astăzi aici exact să vorbim despre treburile astea cu fake-uri. Salut, Mihai! Salut, 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 salut! Hei, bună! Plouă! Acum facem live, e absolut perfect, da. În caz că nu voie să te duci nicăieri, ăsta e momentul. YouTube îmi zice că ar fi momentul să introduc o reclamă, dar eu nu voi face asta. Am pus reclamele, le-am activat pe YouTube ca să pun reclamă dacă din vreun motiv trebuie să plec un minut de la calculator. Altfel doar apare din când în când ăsta cu like și subscribe. Și am văzut eu într-un tutorial pe YouTube că dacă dai un like la postarea asta ajută. Nu știu exact cu ce, bănuiesc că se duce mai sus în algoritm sau nu știu ce se întâmplă, dar dacă poți să dai un like, ți-aș fi recunoscător. Salutare! Hei, hei! Vezi, vezi, ți-am zis că la 6:30 fac live, n-am uitat. Salut, de asemenea. Salut, salut. Avem un comentariu care zice că în aeroporturi sunt parfumuri fake probate de mine. Dăm și niște exemple, adică nu vin să te contrazic aici, dar spunem despre ce e vorba, că sunt foarte curios de treaba asta. Eu n-am întâlnit parfumuri fake în aeroport, dar ok, dacă zici că sunt, spune-mi cam ce ai întâlnit tu și de ce crezi că e fake. Știi că de multe ori lumea mai spune despre parfumuri că sunt fake, dar pur și simplu sunt reformulate sau sunt de o calitate mai proastă, că unele loturi nu sunt la fel de bune. Ai mare dreptate, problema este cine le cumpără, dar mulți oameni le cumpără parfumurile astea fake pentru că nu știu că îi cumpără fake-uri, asta e problema. Uite, spre exemplu, să-ți dau exemplu un site pe care îl găsesc extrem de greșit și aiurea. Da, poate în Guatemala aflăm în curând. Uite, să-ți arăt acest site. Site-ul ăsta se numește Duty Free Autopaint. Și pentru oamenii care n-au o treabă cu parfumul, și de asemenea, ei folosesc această bucată tăiată foarte greșit de la Best Value. Ei au avut Smart Buy la un moment dat, Dita mai posterul chiar în aeroport. Acum, dacă nu ești vreun web designer, n-ai mai stat mult pe internet, nici nu o să se pară că site-ul ăsta e o odioșenie făcută de un copil care nu știe să combine culori, nu știe să pună fonturi, nu știe să facă nimic. Mai mult decât atât, se numește Duty Free Autopaint și tu probabil te gândești, băi, da, e fix magazinul din Autopaint. Aici o poză pe care nu poți să dai click, care aici doar ca să umplu un spațiu și te duci în jos. Să vedem ce-ți vând ei. Ai un Coco Mademoiselle de 145 de lei, nimic suspect aici. Dar asta e treaba, că trăim într-un loc în care multă lume mi-a spus că unele parfumuri despre care vorbesc sunt mai mari decât salariul minim pe economie. Și oamenii ăștia care au bani nu-și cumpără parfumuri atât de des. Nu știu care e piața, nu știu cum parfum costă 600-700 de lei și poate chiar mai mult. Și atunci lor li se pare că, uite, nu știu dacă vezi, dar pe site-ul ăsta nici măcar nu sunt semnalizate ca fiind testere. Și zic, a, ok, Tom Ford Black Orchid, am auzit eu că e mișto, ia uite, 141 de lei, redus de la 549, adică, na, pare oarecum credibil.
Și omul zice, păi prostul al meu de prieten de la luat cu 600, ce prostălău, ia uite aici 141 de lei. Și bănuiesc că ăștia n-au comentarii, nu au doar niște screenshot-uri de pe Facebook, pe care probabil l-au făcut tot ei, că probabil că venea cu tema site-ului. Dar, adică n-au recenzii, chiar dacă aveau, îți dai seama că erau foarte amuzante, fii atent aici. Foarte bune prețuri și servicii pentru produse originale, recomand. Comanda a fost expediată prompt, de parcă își pune cineva problema că magazinul ăsta de fake-uri nu-ți trimite prompt comanda, eu cred că ei stau acolo, îl trimit instant să nu se prindă fraierul. Superbi, recomand cu încredere, calitate top, livrare într-o zi, recomand, site ușor de accesat, ai scris adresa, cât de greu putea să fie, durata livrării scurtă, produse de calitate, recomand. Am primit răspuns destul de rapid la câteva întrebări, coletul a ajuns într-o stare bună, la fel și interiorul său, pentru că tu adesea comanzi chestii și îți vin în bucăți și atunci asta e criteriul tău. Foarte bun și calitativ, foarte bun și merită fiecare lăuț, îl recomand cu plăcere, super produs, comunicare excelentă. Și i-a răspuns la astea cineva de la 0731, așa mai departe, care i-a spus că ridicarea nu se poate face și probabil plata se face numai ramburs, că doar nu merge cu cardul. Hai să vedem despre noi. Nu are pagina despre noi, că nu era important. Contact fata asta de pe Shutterstock, Andra Marino cheamă pe fata asta de pe Shutterstock și ea te ajută cu ce vrei. Nu știu, poate că e ciudat, dar mi se pare că femeia asta... cred că e cumva super evident că femeia asta nu e din România, dar în fine... Andra îți va răspunde la telefon și te va ajuta să navighezi lumea parfumurilor duty free Otopeni. Ia să vedem returul produselor, ia să vedem. Cheltuielile de transport sunt suportate de client, banii se restituie în sistem ramburs în maxim 14 zile de la primirea coletului noastră, sigur. Dacă doriți să înlocuiți un produs sau mai multe produse din comanda primită, plasați o comandă nouă pe site cu produsele pe care doriți în schimb, menționați la observații bla bla bla. Cererea de schimb se procesează între 25 zile. Păi acum nu-mi place să fac pariuri, dar sunt dispus să pariez că oamenii ăștia nu-ți mai dau nimic înapoi. Nu știu, zic și eu. Nu știu cum să zic. E făcut să te... Na. E o întrebare foarte bună asta cu instituțiile statului. Ideea e că mi se pare că... apar atât de multe și probabil că și oamenilor ăstora le e greu să țină pasul. Uite, spre exemplu, o poveste de succes legată de instituțiile statului e cu site-ul Parfumescu, care nu mai e acolo. Și numai acolo chiar au fost niște știri, pentru că acum oamenii ăștia stau un pic liniștiți și au luat un concediu un pic mai lung pentru înșelăciune și alte lucruri pe care le făceau ei acolo. Mă, nu știu cât de grav a fost treaba pentru ei, dar măcar Parfumescu nu mai există și era un site care exista de mult timp. Horia, da, cred că pe Angelman e discontinuat. La câte reformulări au fost în ultima vreme, dar nu exclus să fie fake. Da, exact. Pe e total original, nu? Din ce experiență am avut eu, da, adică am fost acolo, am încercat, am tot comandat de la ei și aș zice că da, e tot în regulă, da. Cumva, în legătură cu Best Value nu-mi făceam grijă, adică e același grup cu Obscentum. Ăsta e, tocmai am dat click pe serverul de discount, de Discord, dat, am adus pe mine capul. Ăsta e serverul de Discord pentru cine vrea să intre. Nu-ți face griji, sunt eu aici pe live. Te aștept să ajungi acasă. Sunt sigur că se întâmplă și asta, adică cred că în orice sistem în care sunt implicați mulți oameni, se pot întâmpla tot felul de lucruri de astea. Adică se poate întâmpla și la curier, dacă ai un curier de ăsta care nu e ce trebuie. Se poate întâmpla oriunde. Și din păcate vor fi încă mult timp oameni care cred lucrurile astea. Noi cumva și trăim într-o oarecare bulă, adică ăsta e hobby-ul nostru. Ne interesează parfumurile, cam știm care sunt prețurile, sunt o grămadă de oameni care vor doar să miroase ok sau vor să facă un cadou. Sunt atâția oameni mai în vârstă care cumpără cadou să-l ducă la medic, de exemplu, sau la învățătoare. Jumătate din poveștile cu fake-uri încep cu am primit un cadou și nu știu dacă e original, adică cam asta e. Salutare, Cosmin!
Parfumul vindea testări la greu, am luat câteva și a fost ok. Da, parfumul într-adevăr vindeau testări la greu, dar ei nu vând numai testări, adică mie mi se pare că trebuie să ridicăm un semn de întrebare pe site-urile care vând numai testări. N-ai cum să ai o afacere bazată numai pe testări, că printre ele mai scapi câte un tester, e ok, dar site-ul tot business-ul numai testări și te aștept să-și facă bani? Păi, hai să-ți spun eu, într-adevăr, dacă te referi strict la performanțe, posibil să nu fie nicio diferență, ba chiar s-ar putea ca un fake să se comporte mai bine pe piele, doar că parfumurile fake nu au vreo obligație să respecte vreun standard de calitate, așa că bacterii, așa că tot felul de alte lucruri, ele poate, un parfum fake poate efectiv să fie făcut într-un lighean cu o seringă, despre asta e vorba, adică nu e nicio problemă că ții tu un fake, că știi că e fake, whatever, da? Trebuie să înțelegi că în caz că îți dai cu parfumul ăla și ție bube pe piele, nu te poți duce la Sephora, la Infinite Love sau oriunde altundeva să ceri pe cineva. Ai cumpărat un parfum de pe un site unde nu-ți mai răspunde nimeni? La asta mă refer, nu există nicio grijă pentru siguranță, e efectiv o țeapă și atât. Acum, calitatea parfumului, da, poți ții un parfum nou care oricum e slab, da, nu despre asta e vorba. Hei! DMP sau Zara, aș zice că Zara pentru mine, îmi place un pic mai mult ce fac ei. Din păcate azi e duminică, nu răspunde nimeni. Bineînțeles, da, am Tiger Claw acum. Marionneau, să știi că n-am niciun dubiu că Marionneau... Hai să renunțăm un pic la Duty Free Otopeni. De pe site, de pe... Nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam să mă protejeze Bitdefender de Marionneau. Ideea e că în cazul Marionneau am fost în magazin. Am cumpărat de acolo, totul a fost în regulă. Cred că ultima oară am cumpărat Sauvage Elixir de acolo. Dar, repet, e un magazin în mall. Ăsta e site-ul care corespunde, deci n-am vreun dubiu. Acum încerc să-mi dau seama dacă ăsta e site-ul. Și acum, uitându-ne la prețuri, ai un Fame de 30 de mililitri cu 295 de lei și unul de 80 de mililitri cu 780 de lei, adică niciun om care vinde fake-uri nu cred că ar vinde un Fame de 80 de mililitri cu aproape 800 de lei, adică astea sunt prețuri de magazin de mall. Și numai prin prisma acestui fapt aș zice că n-ai mari motive de îngrijorare. Că toată treaba cu fake-urile este să vândă cât mai multe, cât mai multor oameni care nu știu despre ce e vorba și atunci trebuie să ducă pe un preț mic. Când vii și vinzi 1 million cu 591 de lei, prin comparație cu, hai să vedem dacă găsim aici un 1 million frumos și cinstit, ia uite aici, 115 lei, îți dai seama că ăsta de aici n-are cum să fie ce trebuie. În caz că te întreb, sunt pe parfumuri-duty-free.com pentru că s-au prins oamenii care vând fake-uri în România că duty free e un termen bun, că mai știu unii că duty free e locul ăla unde sunt mai ieftine parfumurile și au zis, ha, și dacă combinăm asta și cu tester, că știm noi că testerul e și mai persistent chiar, aha, reducere extra, dar îmi place că ăștia sunt parfumuri-duty-free.com, mai aruncă și cât un Maison Alhambra, bine, cred că se numește doar Alhambra, dar e ok, și îl vând un pic mai scump, adică e cumva revoluționar ce fac oamenii ăștia aici, au încercat o treabă. Trebuie să-i apreciezi. Super, sper să-ți placă parfumul. Hei, salutare! Userul Jasmine îl am de foarte mult timp, cred că eram prin liceu și atâta puteam eu, Jasmine, care vine de la un Just Me, și pe Discord aveam cont de mai mult timp și nu l-am mai schimbat, de asta e Jasmine, dar tot eu, să știi. Ok, deci ai o colegă care cumpără parfumuri doar de la Sephora sau Douglas sau în magazine mai cunoscute și susține că parfumurile de la așa sunt mai ieftine, gen Notino, parfumul Vivantis, nu ar fi ok, ar fi fake sau mai vechi și nu au persistență. Fake nu sunt,
mai vechi, se poate. Uite, chiar spune cineva aici că e vorba despre piața gri. Găsești destul de multe informații despre asta online, unele mai pe panică, unele mai puțin. Ideea e că perfumele nu-s fake, dar pot într-adevăr să fie mai vechi. Pe de altă parte, sunt o grămadă de oameni care caută batch-uri mai vechi de parfumuri. Dar se poate întâmpla ca parfumurile astea să nu fie cel mai bine stocate neapărat, sau se poate întâmpla să primești aceeași calitate. E un fel de risc, dar nu e un risc extraordinar de mare. Adică, ideea e că poți să găsești parfumuri foarte ok. Eu comand adesea de pe Parfumo, Vivantis, Brasti, toate site-urile care au legătură cu piața gri și n-am avut probleme, adică poate să am un parfum care persistă mai puțin decât mi se părea că persistă la Sephora. Doar că trendul cu parfumurile noi e să cam fie reformulate unele, să fie diluate, așa că în cele din urmă ajungi cam în același punct, adică îți cumperi din Sephora și constați că persistă la fel. Mai e și discuția că în țările din vest parfumurile sunt mai bune, ceea ce iar e posibil, dar nu pot verifica. Ideea e că atunci când îți cumperi un parfum, trebuie să fii tu împăcat cu ce ai făcut. Adică și dacă îți cumperi un tester din ăsta și știi ce cumperi, e ok că-s banii tăi. Dar la fel, dacă te duci pe Parfumo, trebuie să, sau pe Vivanti sau pe Brasti, trebuie să iei în calcul că se poate întâmpla ca parfumul tău să fie mai vechi sau se poate întâmpla ca parfumul tău să miroasă puțin diferit, dar nu e fake. Adică în principiu mi se pare că sunt niște site-uri foarte mari și foarte vizibile, existente în mai multe țări, care n-ar vinde fake-uri. Site-ul Vivantis, da, este legit, sau cel puțin din cât am cumpărat eu până acum de la ei, n-am primit niciodată un parfum fake. Am văzut că apare Jean Paul Gaultier Le Male Elixir, m-am săturat de parfumuri care se numesc Elixir, dar când o să apară, probabil că o să-l cumpăr, că na, și eu sunt foarte, foarte normal și bănuiesc că o să fie pentru vreme mai rece. Și avem site-ul ăsta minunat, parfumuriduty-free.com, care vinde Cătălin Botezatul For Her. Deci ce s-a întâmplat aici, mi se pare mie, e că oamenii ăștia au acces la niște parfumuri arabești și au zis hai să combinăm cu niște fake-uri, că de ce nu? Și mi se pare senzațional să mă uit prin comentarii, asta e hobby-ul meu pe site-urile astea care vând și fake-uri. Și băiatul ăsta zice, comanda nu a ajuns la mine, am mai comandat odată și același rezultat, acum și tu, ai zis, wow, miroase divin. Ai zis, hai că mai comand odată. Ce s-a mai întâmplat aici interesant, exact ce trebuie, Frank Bocule Cocaine, extract de parfum, 100 ml tester. Mulțumim că ne ajutăm aici și nu știam ce. Un parfum deosebit de intens, persistă chiar și două zile, se deschide cu note florale puternice care te fac să te simți în mijlocul unei grădini. Un parfum extraordinar, da, ceva de vis. Mai ales că sunt, pare a fi original. Vreau un bestseller, nu Vanille Fatal, te rog, vreau Erba Pura, asta e 150 de lei. Are 98% păreri pozitive. Întotdeauna va exista un om care o să spună cum se numește parfumul din rațiuni de SEO, că așa funcționează oamenii, chiar doi. Știi cum e, intri pe un site și prima ta pornire e, bă, hai să scriu un comentariu cum se numește parfumul. Asta e singurul lucru de făcut. Ok, miroase foarte bine, de lungă durată, chiar și după ce am spălat haina, parfumul a persistat. Felicitări! Cele mai bune parfumuri, recomand cu încredere. Păi nu? Sospiro e papura, fidel originalului, revin cu siguranță pentru alte comenzi. Deci Melinda din Timișoara știe că n-a cumpărat un parfum original, ceea ce e ok, adică dacă ea și-asumă, de ce nu? Este un parfum super, persistă foarte bine, recomand. Un super parfum, persistă și este un produs bun, Sospiro Erba Pura Tester, ok. Foarte bună, super parfum calitate, sigur e un om care a scris asta. Foarte serios și mirosul persistă timp îndelungat. Sunt foarte mulțumită și ține mirosul 24 de ore. Oleu! Tocmai am primit parfumul în cutie originală, sigilat și original. Scrie aici că e tester, frate, n-avei cum să primești parfumul original când aici scrie că e tester. Deci tu ți-ai comandat tester și ți l-au trimis sigilat. Nu ți se pare că e o problemă acolo? Nu, normal că nu ți se pare. Sunt la a doua comandă și cu siguranță voi reveni cu comenzi. Recomand din suflet. Oamenii ăștia au impresia că se duc pe site-urile astea și sunt așa la o ruletă. Mi-au un tester, dar poate primesc benzină. Am mai avut Sospiro Erba Pura tester, dar persista foarte mult. Acesta după două ore, nimic. E mort. E mort a fost de la mine. M-a surprins plăcut cât de mult persistă parfumul.
chiar și după duș se simte. Ok, parfum original și livrare rapidă, produs de calitate, are sens. Mirosul e identic cu originalul și persistă cam 12 ore. Bă, ăștia sunt toți oameni care au avut, zic ei, Sospiro Erba Pura original și au zis, ha, nu mai dau o țeabă în pele, mi-au un tester. Bine, am comandat acest parfum fără să știu cum miroase. Pot să spun că sunt foarte mulțumită de calitatea parfumului. Vezi, ăștia sunt oamenii care își cumpără testere, că ei nu știau cum miros, așa că lor dacă le dai un parfum care e fake, de unde ar putea să știe că nu e ce trebuie? Că nici nu-i prea interesează, adică miroase bine, o zi bună. Este parfumul meu pe care îl iubesc și nimic nu poate să-mi placă mai mult ca Sospiro Erba Pura. Este divin. Ce zici de original? Ce zici de Sergio Erba Pura? Ce zici chiar de Erba Pura? Mirosul parfumurilor persistă foarte mult. Am să revin cu drag. Să revii cu drag. Mai bine revii cu bani. Să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Știi care e treaba asta cu combătutul ideilor? Că mi se pare că nu ar trebui să faci asta. Adică dacă un om pur și simplu se simte mai liniștit că își cumpără din Sephora, de ce nu? În definitiv despre asta e vorba. Dacă îți cumperi un parfum de pe orice site, cum e Vivantis, Brasti, din ăsta care are legătură cu piața gri, și tu ai impresia că o să primești un fake, indiferent ce primești, tu o să crezi că e fake, o să ai tot timpul dubiu ăsta care nu o să te lasă să te bucuri de parfum. Acum, nu știu dacă asta e așa pentru toată lumea, dar așa cel puțin ar funcționa pentru mine. Și de asta zic, dacă pentru ea e liniștitor să dea o sumă de bani dintr-un magazin, cumpărând un parfum dintr-un magazin, dintr-un mall, de ce nu? E probabil că nu-și cumpără 10-20 de parfumuri pe 3 luni și în regulă. Păi și ia un parfum de 800 de lei pe care aș putea să-l cumpere în altă parte cu 300, e liniștită și se bucură de el. Mare lucru despre Tiger Claw, nu știu ce să-ți spun, e foarte fructat, mi se pare că are o notă de mango, e un deodorant, că mi-am luat antiperspirant, rog, mi-am luat antiperspirantul și mi se pare că miroase foarte fructat și plăcut, adică dacă îți plac notele de fructe, într-o zonă un pic mai dulceagă, dar totuși răcoritoare, ar putea să fie o opțiune bună. N-am reușit, cred că săptămâna asta, dacă am ocazia, ajung prin Sephora și poate la acolo. Da, am folosit Bleu de Chanel parfum, doar că acum vreo, cred că 2 ani deja au trecut. Și atunci avea persistență bună, dar n-avea cea mai bună proiecție. În mod sigur persista mai mult de 3 ore, adică mi s-a părut să ducem spre 6-7, destul de mult. Dar, na. Din păcate, este posibil ca acum să nu mai persiste la fel. Să vedem două achiziții de succes. Cartier L'Envol. Da, e senzațional ca un parfum cu miere și Abercrombie & Fitch Authentic Moment Man Eau de Toilette Dulce. Sună interesant. Nu-l știu, dar știi ce? Se duce pe listă, mulțumesc de recomandare. Nu știu dacă era neapărat o recomandare, dar se duce pe lista de parfumuri. Ce mă, nu ăsta. Era să pun serverul de Discord pe lista mea de parfumuri. Hai că poți, Cristi, hai că poți, eu cred în mine. Gata, am reușit, mulțumesc de această recomandare de parfum. Cred că da, cred că poți să folosești Heros cât timp nu se încălzește foarte tare, pentru că nu e la fel de intens și dulce cum e originalul Herod și de aceea cred că merge. Foarte tare treaba asta, nu m-am gândit niciodată la ea. Într-adevăr, nu are partea aia de fructe uscate și într-adevăr, parcă merge mai mult spre frunza de tutun. Chiar nu m-am gândit. Acum, unii oameni au niște idei pe care nu încearcă să le aprofundeze, adică dacă ea auzi la cineva că doar parfumurile din magazinele din mall originale, o să-ți spună și ea. Și unii oameni sunt foarte convinși
e extrem de important să-și impună părerea asupra ta, chiar dacă tu îți vezi de treaba ta. O să te întâlnești adesea cu genul ăsta de oameni, e foarte important ca tu să știi că lucrurile pe care le faci atunci când nu stai în vreun dubiu foarte serios sunt ok, știi? Și atunci lași oamenii care vor să aibă dreptate să zică ce au de zis și îți vezi de treabă. Adică eu așa cred. Mi se pare că Mezon Alhambra, care practic e o subdivizia la Tafa, fac niște clone foarte ok și am încercat câteva, chiar pe cea de Eros Flame, și mi s-au părut în regulă. Probabil că depinde treaba asta și la Blood Ocean și cu loturi. Uite, eu cu Eau de Parfum am avut o experiență ciudată și nici măcar nu erau loturi diferite. Am o sticlă de EDP și a cumpărat-o un prieten din aeroport chiar și pe el nu persista cine știe ce, pe mine persista foarte bine. Acum un parfum care să interacționeze atât de evident cu purtătorul n-am mai întâlnit, dar ăsta chiar se comporta total diferit pe mine și pe el. Și la multe alte parfumuri pielea mea nu e cea mai fericită din acest punct de vedere. Dacă vrei ceva care să meargă oricând, poate la cost match point Eau de Parfum, aș zice. Mi se pare că e un parfum așa de oricând oriunde și se încadrează și în bugetul tău destul de bine. Hai să ne mai uităm și la parfumdutyfree.ro, un alt site care pare de mare succes. Duty Free, parfumuri tester. Și să ne uităm evident la Dior Sauvage Eau de Parfum, că nu se complică ei cu Eau de Toilette. Costă 145 de lei, redus de la 219 lei. Un alt mod dacă vrei neapărat să te prinzi cum e cu site-urile astea cu testere e să vezi dacă prețul la care îl reduc, că nu înțeleg de ce fac asta, zici că e făcut de oameni care au jumătate de creier, oamenii reduc de la un preț care oricum n-ar putea să fie, să existe. Adică, băi, dacă tu vrei să vinzi niște fake-uri, să dai niște țepe, măcar interesează-te minim de cât ar trebui să coste parfumurile astea în magazin. Adică, gândește că Sauvage e redus de la 219 lei la 145, Erba Pura e redusă la 179 de lei de la 289, pă nene. Și Tom Ford Tobacco Vanish cu Dior Sauvage sunt la același preț. Adică nici măcar n-are sens. Ok, aici o explicație copiată undeva. Vreau să văd dacă are review-uri. Ăștia nici nu s-au obișnuit. 12 recenzii, ia să vedem. Miroase super tare, frate. Recomand, l-am cumpărat pentru prietenul meu și este foarte încântat. Tu chiar nu-l respecti pe prietenul tău deloc. De fapt, cred că ar trebui să vă despărțiți dacă ai cumpărat un fake, cred. Parfum care rezistă și o zi întreagă pe piele dacă e aplicat corect. Ar trebui și un tutorial aici să ne explice cum se aplică corect, se injectează, cum îl aplici pe asta corect să persiste o zi. Ce înseamnă aplicat corect? Probabil unul dintre cele mai bune parfumuri pe care le-am deținut vreodată. Probabil. Îți dai seama ce parfumuri are omul ăsta dacă este unul dintre cele mai bune. Miroase la fel cu cel achiziționat din alte magazine și persistă câteva ore bune. Păi da, că dacă îți cumperi parfumuri numai testere, sunt sigur că miroase la fel. Un parfum bărbătesc bun, elegant și rafinat pentru orice bărbat. Orice bărbat. Miroase foarte frumos acest parfum. Intens, persistent, nu degeaba îi se spune Sauvage. Ok, o conexiune pe care eu n-am făcut-o până acum. Un parfum foarte plăcut și care persistă mult. Cu siguranță îl voi mai comanda. Unul dintre puținele parfumuri care se fac simțite și persistă pe piele. Băi, efectiv zici că ai făcut numai de recenzori de parfumuri toate comentariile astea. Sunt numai de oameni care fac recenzii. Ia să vedem Tobacco Vanille. E noul meu parfum preferat. Îmi place la nebunie, cum miroase și persistă mult, chiar mai mult decât mă așteptam. Calitate foarte ok, foarte bun. Deci Alex se pricepe la calitatea parfumurilor Tom Ford. El și-a cumpărat testerul ăsta de 145 de lei. Eu zic să avem încredere. Oamenii ăștia au și un punct de lucru. Șoseaua Nordului 15 București. Ia că-s curios. Sunt în zona de nord a Bucureștiului, le merge. Ia. Șoseaua Nordului 15 București. Ia să vedem. Deci oamenii ăștia practic sunt într-un club din ăsta de pe malul lacului Herăstrău. Ei îți vând toată ziua mâncare și în timpul liber mai bagă și niște parfumuri fake. Mi-a plăcut adresa asta.
sau stai aici la clădirea, asta e, nu știu dacă e clădirea televiziunii sau ambasada Chinei, probabil una ambasada Chinei, am înțeles. De eu cred că e un băiat care stă aici pe pajiștea asta și îți vinde el parfumuri, ți iese din brad aici când vii tu beat de la club noaptea, mergi pe aici liniștit și seara stai aici, ho băiatu, vrei un Dior Sauvage, 12 ore persistență dacă știi să-l aplici cum trebuie. Parfumurile de pe make-up mi-am mai comandat de-a lungul timpului, n-am avut niciodată probleme, deci aș spune că sunt bune. Asta ar fi experiența mea cu make-up, doar că recunosc că de pe make-up n-am comandat la fel de mult decât pe alte, ca de pe alte site-uri. N-am un motiv anume, pur și simplu eu de obicei scriu preț parfum în Google și primul care mi-apare cu cel mai bun preț de acolo tind să cumpăr. Da, cred că Vivantis este ok. Dificilă asta, dacă vrei persistență, adică dacă mi-aș dori persistență neapărat, m-aș duce spre Azzaro Chrome Legend, dacă aș vrea un miros mai convingător de grapefruit, așa mai suculent, mai efectiv strict din punct de vedere al mirosului, cred că l-aș lua pe Turati Blue. Și Davidoff cu Water Intense mi se pare așa o soluție de mijloc, are performanțe mai bune decât Turati Blue, dar în același timp e și mai... E și mai plăcut mirosul decât la Chrome Legend conform mie, adică mi se pare că e un pic mai dulceag, mai complex să zicem, deși nu e extrem de complicat. Dificilă treaba asta, mai ales că dacă ar trebui să folosesc unul, ar trebui să fie unul care se pretează în cele mai multe situații și cred că m-aș duce spre Mancera Oud Blue Notes, cred că asta ar fi opțiunea mea. Acum... S-ar putea ca lucrurile să mai schimbe și pentru mine să ajung la alte păreri, dar cam asta ar putea să fie. Now would be a good time to insert ads. It's never a good time to insert ads, my friend. Mi se pare foarte amuzant, adică îmi dau seama că sunt alți oameni pe live decât joi, dar joi am vorbit strict despre, adică n-am ajuns să mai vorbim despre site-uri care vând fake-uri, am vorbit despre site-uri care vând parfumuri originale și am vorbit și despre Parfumo și despre Sole, nu știu dacă am vorbit despre Parfumo, despre Sole, da, și ziceam că sunt ok, adică au parfumuri originale, nu vând fake-uri, dar atunci nimeni nu voia să ne, să mai dea o întrebare de genul ăsta, adică am tot căutat eu. Hei, bine ai revenit! Dar ideea e că sunt ok amândouă. Să știi că ăsta e momentul în care prețurile cresc atât de mult, în care clonele încep să aibă mai mult sens. Asta e și motivul pentru care eu am început să vorbesc mai mult despre clone, că îmi dau seama că e nevoie de ele. Adică, așa, în calitate de iubitor de parfumuri și de, hai să zicem, ce vine în spatele creației de parfumuri, munca parfumierului efectiv, mi se pare ok să-ți iei parfumuri care sunt creații originale sau oarecum originale, dar în momentul în care vrei să miroși bine și bugetul tău nu-ți permite să-ți iei nu știu ce parfum, care, adică vorbim de parfumuri care sunt relativ, hai să zicem, basic, care costă o grămadă de bani acum, și atunci clonele încep să aibă mai mult sens. Și plus că există o mulțime de oameni care nu vor să-și bată capul, nu-i interesează de parfumier, vor doar să miroasă bine. Și toate situațiile astea cred că au mai mult, au destul de mult sens clonele. Da, este, mulți oameni spun că este cea mai bună alternativă la Tom Ford Tobacco Vanille. Așa că dacă te bate gândul, știu că se găsește mai greu, dar înțeleg că e foarte bun. Am găsit ceva extrem de bun. Este vorba despre site-ul Parfumuri Tester. Cred că pe ăsta l-am mai verificat odată. Da, ăsta e cu proprietari verificați. Evident că și ei se vând numai fake-uri, adică, dar măcar îmi place că ăștia s-au apropiat cumva, 159 de lei de la 400, adică erau cât de cât pe acolo. Miroase foarte bine și persistă 10 plus ore. Ok, deci am vorbit, e clar că parfumuritester.com vinde fake-uri. Și l-avem și pe parfumtester.ro, sunt curios dacă e același. Și te duci pe parfumtester.ro
și primești parfumuri sigilate. Eu credeam că una dintre regulile de bază la testere e că nu sunt sigilate, dar tu poți să-ți iei un parfum sigilat. E incredibil la ce se gândesc oamenii ăștia. Avem și un flash sale, livrare gratuită și rapidă la comenzi de peste 249 de lei și 50 de lei reducere la orice comandă de peste 300. Voucher 50 RON. Hai să vedem. Oamenii ăștia, îmi place, eu iubesc pe oamenii care își pun watermark peste o poză care nu le aparține. Adică nu zic că asta nu e a lor, dar peste asta luată de pe net, site-ul watermark cu parfum tester pe bune. Și din nou, avem un Creed Aventus care costă 239 de lei și el în mod normal costa 399, deci practic e reducere la fake, că și la 399 tot fake era. Și avem un Tom Ford Tobacco Vanille. Vreau să văd ce spune lumea despre acest Tom Ford Tobacco Vanille. Pare cât se poate de autentic. Nu mai e în stoc, s-a cumpărat, ia să vedem. Este ok? E o întrebare aici și se aștepta ca cineva să-i spună nu e. A fost prima dată când am comandat de pe acest site, sunt foarte mulțumită, mirosul persistă și este foarte puternic, voi mai comanda. În principiu ăsta e criteriul pentru cei mai mulți oameni, că persistă, adică, na, calitate foarte bună, recomand. Cam pe când o să aduceți din nou pe stoc Tom Ford Lost Cherry? Raport calitate-preț foarte bun. Este pe gustul meu, îmi place mirosul, îmi place că persistă. Recomand cu încredere, nota 10 din 10, seriozitate, persistența este una de durată. O zi frumoasă, am comandat produsul pentru soț. Nu știam cum miroase, dar am avut o surpriză plăcută. Mirosul persistă pe pielea lui. Deci, graure Irina, habar n-avea cum miroase parfumul ăsta. Și a zis, bă, e un parfum de 209 lei, adică cât să risc aici? Sticla are o mică imperfecțiune, însă este foarte persistent parfumul. Sunt foarte mulțumită de el. Asta a descoperit doamna, care sticla o imperfecțiune, adică asta era marele deranj, știi? Nota 10, chiar îmi doream să-l cumpăr de ziua iubitului meu și numai bine că l-am găsit aici, l-am și comandat. Sunt foarte mulțumit. Bravo. Persistă foarte bine pe piele, cel puțin în cazul meu. O investiție despre care pot spune că s-a meritat. Îți spun eu sigur că nu s-a meritat și că nu e investiție. Miros excepțional, foarte elegant. Am primit complimente atât din partea bărbaților cât și a femeilor. Sunt foarte mulțumită de el. Ariana, 23 aprilie 2020, observ toate comentariile sunt din, vreau să zic trecut, mă nu uită, sunt câteva și din 2022, dar puține. Dar Ariana are lucruri de spus. Am primit pachetul ieri și l-am tot purtat de atunci. E diferit față de cum imaginam că va mirosi. Vanilia nu o resimt niciunde. Parfumul nu e deloc dulceac, ba chiar e asp. Miroase foarte puternic acuișoare, iar mirosul de tutun se instalează undeva la o oră. Dacă în prima oră e în varianta beta, adică nu e instalat, vine așa doar un trial mic, după aia după o oră s-a instalat. A fost un blind buy pe baza recenzilor. Cu prima ocazie voi testa Tobacco Vanille și în mall. Sunt curios să văd dacă există vreo diferență. În orice caz, nu-mi displace. Deci Ariana, femeie cinstită sau bărbat cinstită, știa că nu cumpără ce trebuie, dar a zis Îl folosesc de fiecare dată când ies în oraș și rămân mereu plăcut surprinsă de persoanele care îmi spun ce parfum folosesc, atât bărbați cât și femei. Bine. Oameni care fac treaba aici. Au cumpărat treburi bune. Păi de ceva timp nu mai au nici parfumuri de designer și nici de nișă. Acum nu știu exact motivul, am mai auzit și eu zvonuri. Se pare că se vindeau ceva fake-uri la ei și le-au eliminat ca să scape de grija asta, pentru că ei fiind un marketplace aveau o răspundere oarecum limitată, dar cred că la un moment dat punea cineva niște întrebări, bă, voi ce vindeți aici? Și cred că toți s-au mutat pe alte site-uri, nu știu. E posibil ca fumatul și fumul în general să afecteze, adică nu să afecteze, e clar că practic introduci fum pe un parfum, oricum îi va schimba mirosul, plus că, da, nu știu, adică cred că atunci când fumezi și pielea, mirosul tău total, mirosul tău ca om e un pic diferit, știi, despre asta e vorba, și la fel hainele dacă nu le speli foarte des au un iz, deci parfumul se va comporta puțin diferit pe tine. Acum mi închipui că nu e o fumătoare din asta super înrăită, dar chiar și așa, știi, adică probabil că se va comporta un pic diferit, cred. Am dat și eu cu părerea, nu e ca și cum știu ce zic.
Da, am văzut și pe Notino că unele par a fi generate de lipsa de inteligență artificială, dar chiar și așa, adică măcar acolo, na. Da, așa e, mi-amintesc. Îmi părea oarecum cunoscut, dar na. Parfumul meu preferat care persistă, dacă vrei unul care chiar persistă mult, mi se pare că e parfum de Marley Leighton, sau dacă vrei unul mai de buget care să și persiste, aș spune Prada Amber Pour Homme. Nu știu dacă e neapărat preferatul meu, dar e acolo. Stai un pic, aici cred că mai e ceva de zis, nu știu ce, că nu merge asta. Vivantis e serios, eu am comandat la ei și a fost original. Da, Vivantis chiar e serios. Eu zic că probabil că o să mai ai așa, la cum variază temperaturile astea, azi plouă, mâine ninge, răspoi, mâine e caniculă, mai ai așa cam o lună, dar sincer să fiu, aș zice că pot să-l amân până în iarnă. Cel mai ieftin tester, să vezi cât poate scoboare cu prețul. Dar mi se pare că la oamenii ăștia pot să-i întreb dacă nu mai las un pic la preț. Aoleu, și pe ăsta l-am mai văzut. Oricum, ca să știi, myperfumeshop.ro, care îți dă două parfumuri la 260 de lei de la producători diferiți. Fake. Hai să vedem, cel mai ieftin tester, sunt chiar curios. Uite, tester și diagnoză auto, dacă vrei. Parfum tester. Parfumul.ro, normal. Parfumurtestere.com. Măi, mi se pare amuzant că mai apare Parfumescu pe site, nu mai e nimic, dar nici te vii cu mine. Zap Meta, pare ce trebuie. Nu știu dacă o găsesc la o căutare prin Google, dar hai să ne mai uităm pe aici, că poate găsim niște testere de foarte bună calitate. Deci aici avem All Perfume, un logo extrem de bine făcut. Mi se pare că se integrează foarte bine logo-ul ăsta cu tot. E clar că e făcut de un profesionist, nu că a fost luat o temă și a aruncat un logo acolo. Ia uite, reducere 65% la Chanel Chance. Dă-te că-mi comand. Avem prețurile standard, 154, 149, 149, Acqua di Gio Profumo. Trebuie să ne uităm la ceva așa. Ia să ne, Paco Rabanne Pure XS, nu e de cunoscut, deci nu are atât de multe recenzii, dar hai să le vedem pe alea pe care le are. Una, un parfum foarte bun, miroase bine. Mai erau niște puncte de Clive Christian, 259 de lei, redus de la 380, ăsta e parfumul, ăsta e. Are recenzii 1, vreau parfum ăsta. Deci Beniamin Buzdugă nici măcar nu și l-a luat. Și apa de parfum Tom Ford Lost Cherry tocmai a fost cumpărată de Laura din Sibiu. Laura, știu că nu existi, dar ce faci? Hai să vedem oferta. Eu credeam că a fost toată oferta, nu doar de Chanel. Da, eu sunt de vină că e oferta Chanel number 5. Parfumuri bărbați. Nu, eu vreau parfumuri de lux. Vreau luxul în viața mea. Haide să vedem parfumuri de lux. Așa, altceva. Bulgari Man Wood Neroli e un parfum de lux. E precum Kilian. Creed Aventus, 239 de lei, redus de la 420. Bun. Zero recenzii. Nu-mi place site-ul ăsta, nu prea are trafic. Parfum de lux, Diesel Only the Brave. Wow. Parfum de lux. Băi, ce se întâmplă? Oamenii nu-și cumpără parfumuri de lux, observ. Hai să vedem, Bois d'Argent. Nimic? Hai, parfumuri bărbați, să vedem, poate. Acqua di Gio Profumo. O recenzie. Un parfum de calitate. Nu. Site-ul allperfume.ro nu mi place. Nu e deloc distractiv. Chanel Bleu de Chanel Parfum, nu așa. Eau de Parfum, scuzați. Zero recenzii. Acqua di Gio, hai că-i de când timpul. Două recenzii, ăsta e top sellerul lor. Parfum super, mulțumesc. Azi am primit comanda, mulțumesc foarte mult. Nu. Deci allperfume.ro, fake-uri. Hai să mai vedem aici, nu știu ce se întâmplă. Parfumuritestere.eu. Îmi place că aici au și cutia frumos. 146 Sauvage. Ne apropiem și cred că e chiar Sauvage-ul de toalet din cum arată. Wow.
E Sauvage Eau de Toilette. Cineva a făcut un fake la Eau de Toilette. E în stoc, e producător Christian Dior, așa cum eu sunt persoana care a compus muzica de pe filmul Batman. Și avem două opinii. Am primit azi acest parfum, dar din păcate este apă de toaletă. Scrie aici Eau de Toilette. Eu îl comandasem ca apă de parfum. Nu scrie în imagine că e apă de toaletă. Eau de Toilette. Scrie că e parfum. Eau de Toilette. Sunt puțin dezamăgită, dar mirosul e foarte bun. Să vedem cât persistă, o să revin cu detalii. Mai bine nu. Efectiv te-ai uitat la poză și n-ai citit că scrie Eau de Toilette pe cutia din poză. Nasomato Black Afghan are prețul record de 150 de lei, n-are opinii. Îmi place site-ul ăsta, băi, oameni buni, îmi pare rău să vă spun asta, dar cred că v-ați apucat târziu și de vândut fake-uri, adică nu mai intră lumea. Îmi place, aș merge de departe încât să spun că au început unii oameni să-și dea seama că vindeți fake-uri. Am comandat parfumul și a ajuns repede. Sunt super mulțumit, mai comand. Ok. Wow, dar mă întreb cum a făcut logo-ul ăsta de la parfumuritestere.eu. E atât de mic, e inima asta, e cineva cu suflet de artist. A zis, asta vreau eu să fac, parfumuri tester. Pam, pam, pam. Da, toată lumea ar vrea Killian la 250 de lei, dar nu putem să... Tester Creed Aventus, nu prea știam că mi-a trebuit și parfumul, 200 de lei, dar tu se putea să ții că... Se simțea puternic? Simțea puternic, mă simțeau colegii la ușa rotativă, chiar și hainele... Asta zic că poți să-ți cumperi parfumuri din astea tester, fake-uri, na? Dar care... Miros ok, doar că e vorba de siguranța și de condițiile în care a fost parfumul, care sunt puse la îndoială, nu altceva. Adică, din punct de vedere, Infinite Love, DMP și toți ăștia care se ocupă de clone, mi se par mult mai cinstiți decât ce se întâmplă aici, despre asta e vorba. Altex, să știi că la Altex au parfumuri autentice, adică am dat câteva comenzi, a venit ce trebuie, am văzut că mai sunt oameni care la fel... un lucru ăsta și în general când ai de-a face cu un site atât de mare și atât de vizibil, o firmă serioasă, nu un băiat care are un site pe internet, poți să te aștepți ca produsele să fie de calitate, chiar dacă la Altex îmi dau seama că e greu să te aștepți ca parfumurile să fie bune, că au făcut pivotarea aia nebună de a apărut parfumuri brusc în ofertă, de unde ei vindeau tastaturi, componente și alte lucruri. Mi se pare un parfum foarte bun, Terdermes Eau de Toilette, în continuare, mi se pare că în continuare e destul de persistent, decent, hai să zicem, mirosul e foarte plăcut, elegant, mi se pare că e cel mai, mi se pare că e un parfum foarte, foarte bun, mai ales dacă te îmbraci un pic mai elegant. Parfumuri de primăvară, fără să stau pe gânduri, Mancera Oud Blue Notes, Lacoste Match Point Eau de Parfum, Versace Dylan Blue, Lanvin de Lom Bleu Electric. Și deja încep să stau pe gânduri, dar aș mai spune și Abercrombie & Fitch First Instinct, poate și Coach Platinum, dar n-are cea mai bună persistență. Îmi place mult Givenchy și Gentleman Reserve Privé, nu-mi dau seama dacă persistă așa cum mi-aș dori pe pielea mea, dar mirosul mi se pare extrem, extrem de plăcut, are și o eleganță aparte. Ar trebui să fac asta, poate chiar am să o fac la un moment dat. Să știi că n-am o problemă cu ele, chiar am primit în teste câteva și am de la uleiparfum.ro, dacă nu mă înșel, da, uleiparfum.ro, și am sticla asta de Virgin Island, sticla asta de Virgin Island de 10 ml și să știi că miroase chiar bine, mi se pare un pic dezechilibrat la început, în sensul că are mai mult citrice decât cocos. Da, după câteva minute și revine și e un miros foarte plăcut, care începe așa mai mult a curmand o substanță de curățat cumva și apoi ajunge în zona aia de parfum mult mai plăcut pe piele. Da, na, la cât costă mi se par destul de interesante. O să le mai port să văd cum sunt și cu persistența, dar per total mi se par ok, adică merită încercate. Plus că fiind atât de mici, poți să le iei cu tine să le reaplici. Și asta e cea mai mare sticlă, că mai au și de 5. Ceva în genul ăsta. Și mai au și de 3. De 2 de 5, nu?
tot de 6, pardon, 6 și de 3. Refresh-ul la... nu știu exact ce melodie, că am luat vreo 10-12 și le-am făcut așa un mini fade între ele. Am zis să mai schimb un pic. Un parfum de același nivel cu Creed. Nu-mi dau seama din ce punct de vedere te referi la nivelul lui Creed. Adică dacă te referi la unul la fel de bun precum Creed Aventus, conform mie, hai spune parfum de Marley Blayton, care mi se pare chiar mai bun. Sau poate Greenlee, dacă îți place mărul. Dar poți te duci spre Sergioff, poți te duci spre... nici nu știu, adică e foarte subiectivă treaba. La parfumurile de la Jmal am încercat mai mult gama occidentală, știi cum e, Jmal Blue, un parfum fresh, gel de duș, am tot încercat Shadow, parcă... am încercat recent unul, am uitat cum se numește, Amaze, Jmal Amaze se numește, destul de interesant, deschide așa ca un fel de baccarat rouge și apoi evoluează spre un Cedrat Boise, niște parfumuri foarte ok, Jmal cu un preț bun. Să știi că n-am încercat nici Refan, nici Bargello până acum. Mi se pare că în Creed găsești o anumită delicatețe în Aventus pe care nu o vei găsi în Club de Nuit, cel puțin în deschidere e mai evident acolo și ambergriul e mai bine făcut, să zicem. Dar pe total poți să găsești lucruri interesante la ambele. Un parfum de vară mai exotic care să fie persistent. Asta cu persistența la parfumuri de vară e mai complicată, știi, dacă vrei să fie și exotic. Ar trebui să-l încerci pe Versace Menno Fresh, care s-ar putea să nu fie persistent, pe mine nu e, dar unii oameni zic că pe ei se comportă bine, așa, nu e chiar exotic, dacă vrei un măr verde, ai putea să-l încerci pe parfum de Marley Greenlee, în legătură cu care multă lume spune că persistă bine, așa un pic exotic, știu. Ana, stai un pic. Uite, ceva mai exotic ar putea să fie Claudio Zucca Deepwater. Nu știu dacă... ah, nu uite, a focalizat. Parfumul ăsta e... în momentul în care ți-l pulverizezi pe piele, are un miros așa ca de socată, dar un pic mai dulce, pentru că are mure, are și niște afine, dacă nu mă înșel. Și apoi se duce spre un miros răcoritor. Ce trebuie să știi despre el e că nu are proiecție extrem de puternică. Adică nu e genul de parfum de se simte puternic în jur, dar stă cu tine destul de mult timp și pare să aibă așa o notă ușoară de mentă prin el, foarte drăguță. Și miroase în mod sigur altfel decât alte parfumuri. Cherry Smoke. Ah, ok. Refan. Da, am auzit și eu lucruri bune despre Refan, doar că încă n-am încercat. Summer, Jmal Summer, nu știu nimic despre asta, să investigăm. Jmal Summer, a, da, l-am văzut. Păi... 116 lei pe Brastic, chiar e în stoc, adică 75 de ml, nu înțeleg. O de parfum femei. Extra ofertă, deci cu extra ofertă e mai scump? Nu sunt sigur că înțeleg cum funcționează treaba asta. A, e Hawaiian Breeze, nu e doar Summer. Mă entuziasmasem că am făcut și o treabă, că am ajutat aici. Jmal Aurum Summer, Jmal Hawaiian Breeze. Îmi plac foarte mult sticlele astea. Jmal Aurum Summer, 209 pe Best Value, 195 pe Makeup, 209, 200, pe la 200 lei încă nu mi se pare că e extrem de scump, adică cred că ar fi o opțiune decentă. Acum, nu știu, eu văd lucrurile așa. Dacă îți plac parfumurile dulci, probabil că ar merita. Dacă îl vrei vara, s-ar putea să ți se pară un pic cam prea dulce. Și acum am dat cu Deepwater pe mână și îmi place foarte mult mirosul.
Mamă, uita cât de mult îmi place parfumul ăsta. Nu l-am mai purtat serios de când am fost în Tel Aviv în ianuarie. Și da, am un clip filmat în Tel Aviv, adică e mult spus, am un clip, am multe secvențe filmate din care vreau să fac un clip din ianuarie și nici acum n-am reușit. Abia aștept să vină vara și o să-ți povestesc, stând ca un idiot în blugi și în Adidas pe o plajă, cât de tare e faptul că eu pot să stau pe plajă. Și tu o să zici, păi ce are mă ăsta, ce a fumat, că eu sunt pe plajă în short și la bustugol și ăsta e în hanorac. Da, sunt super bine. Să știi că n-am găsit nici eu, că am căutat, dar hai să vedem totuși... Hai să vedem dacă zic oamenii pe Fragrantica ceva. Că nu m-am gândit să caut acolo până acum. Ce îmi plăcea Very Irresistible? Avea mirosul ăla de ciocolată caldă, de ciocolată caldă, ciocolată neagră, foarte plăcut, chiar era ce trebuie. Hai să vedem dacă this fragrance reminds me of. Reminds me of, da. Ți-aduce aminte de celălalt. Ok, aparent Boss The Scent Private Accord, și sincer mi se pare că nu e nicio legătură. S-ar putea totuși, datorită notei de cafea, să fie o asemănare cu Polo Red Extreme. Da, nici pe asta nu știu exact, deci nu, cred că o clonă foarte apropiată, în fine, o creație foarte apropiată, e destul de greu de găsit. Versace Blue Jeans miroase bine, e foarte interesant. Doamne, cât de bine miroase Deep Water de la Claudio Zucca, dar pe mine nu are o persistență foarte bună. Da, eu zic că brastie de încredere, am tot comandat de acolo și n-au fost probleme, ba chiar mi-au dat și un cod de reducere acum, doar că e un cod ciudat, că îți dă 35 de lei reducere la comenzi mai mari de 350 de lei și codul e WolfPick15, deci cumva e complicat de... Mă bucur că ai reușit să prinzi live-ul ăsta, că de ceva timp mă și simțeam ciudat că, nu, că fac live numai când ești la muncă. Se pare că Ajmal e unul dintre producătorii la care prețul parfumurilor a mai scăzut un pic, ceea ce e interesant de văzut uneori. Cred că Le Confidential, hai să vedem. Știu că ei își organizează parfumurile după colecție, adică Red Tobacco a fost întotdeauna Le Confidential. Dar nu știu exact care e gama lor în afară de Mancera Red Tobacco. Nu cred că a avut niciun sens ce am zis. Ideea e că vreau să zic că parfumurile vin într-o anumită gamă. Fiecare parfum nou scos ține de o gamă și Red Tobacco ține de Le Confidential, doar că nu mai știu care altele sunt acolo, că n-am aprofundat niciodată treaba asta. Să știi că nu o să bag acum și la CSGO sunt ultimul om. Sunt cel mai prost jucător de orice formă de Counter-Strike. Dacă găsim un shooter... Dacă găsim un shooter ceva așa mai... future, cumva mă bag. CSGO sunt total inutil. Putem să facem un live în care îmi trimit abonații poză cu ce vor ei. Dacă vrei, facem, dacă vreți, facem în live. Putem să facem și acum, de altfel. Să găsim parfumul pentru un anumit personaj sau pentru o anumită poză de pe net, orice crezi tu, știi, orice personaj, orice persoană. N-am găsit ceva asemănător cu Colonia Club, știi, cumva o alternativă. Iar în zona aia atât de mentolată n-am găsit. Dar hai să vedem dacă nu cumva... Așa ar fi, de exemplu... cum se numea, Torino 21, care e mentolat și verzui, dar nu e chiar la fel de mentolat. O să văd dacă oamenii ăștia din Reminds Me Of n-au ceva parfum Reminds Me Of. Mystic Aromatic Mugler, poate. Da, de aici nu îmi pare nimic cunoscut. Uite, ceva Beach Hat Man e mult mai ierbos, într-adevăr, dar ar putea să se ducă oarecum într-o direcție asemănătoare. De ce am făcut eu asta? Wow, genial.
E disco, gata, lăsăm așa. Efectiv, eu făcând live. Cred că vreau să dau mai încet sau ceva. Mă bucur că mi-a ieșit. Asta e, asta, așa arată live-ul acum, gata. Nu e ce trebuie, dar sunt ok și așa. Nu l-am încercat pe Precious Wood, dar știi ce? Știi ce? Se duce pe listă. Mansera Precious Wood să fie. Chiar că disco, dar mi-ar plăcea să nimerez și o lumină chiar albă în loc de acest super disco. Wow. Aș zice probleme tehnice. Bă, da. Absolut fantastic. Da, eu zic că stau fără lumină, că e mai sănătos așa. Mi-a luat 7 ore să mă prind că era un buton pentru asta și nici măcar nu m-am prins, adică a fost nebunie. Un parfum pentru Walter White din Breaking Bad? Ia, adică nu e ca și cum nu știu cum arată, dar hai să vedem. Și ne gândim la varianta asta. Bănuiesc? Ce parfum i s-ar potrivi? Mă gândesc la Green Irish Tweed, poate? Mă gândesc că poate e genul de parfum pe care l-ar purta, un Green Irish Tweed sau un Creed Bois Portugal, dar mai degrabă totuși, cred că un Green Irish Tweed pentru băiatul ăsta. Fix asta e treaba cu Mega Mare, niciodată nu știi cum stau lucrurile cu el. Mie mi-a plăcut mult, dar în același timp mi s-a părut foarte ciudat. E drept că e foarte persistent. Da, probabil că te așteptai la ceva mult mai acvatic și e întunecos, așa e ca o ploaie pe mare în care tu ești îmbrăcat și îți miroși hainele ude. E cumva interesant. Are performanțe turbate pentru un parfum de vreme caldă și atunci mi se pare interesant. Adică cred că am să-l iau la un moment dat. Mi se pare un parfum foarte bun, Reserve Privé, nu e preferatul meu, dar mi se pare un parfum bun. Nu e preferatul meu pentru că... Oameni, ce bine miroase Deepwater. Așa, ziceam că nu e preferatul meu pentru că deja aveam destul de multe parfumuri cu iris și mi s-a părut că nu aduce atât de mult în plus față de Dior Homme Intense, spre exemplu. Are nota aia de whisky, dar parcă nu e atât de mult cât să mai iau încă unul și era relativ scump, dar așa e un parfum foarte interesant, dulceag, plăcut, cu iris, tot ce trebuie. Pentru office ai putea să încerci Prada Amber Prom sau ai putea să încerci Mansera Black Gold, zic eu, ai putea să încerci Prada Lom, la fel e o opțiune bună, în general la Prada, parfumurile Prada mi se par toate opțiuni bune de purta la birou. Pe Clio Touch Leather nu l-am încercat niciodată până acum, dar din ce m-am uitat pe note, pare a fi foarte asemănător, ca direcție cel puțin, cu Tuscan Leather de la Tom Ford, adică bănuiesc că asta își dorește să fie ai sursa de inspirație cumva. Da, Moise & Cleave ar putea să meargă pentru Walter White, într-adevăr face asta, că zice, a, mentă, cui îi pasă și dintr-o dată se transformă într-o treabă din asta turbată cu cardamă, mai dreptate. Nu l-am încercat, îmi pare rău. Un parfum pentru Thomas Shelby din Peaky Blinder. Cred că lui Thomas Shelby s-ar putea potrivi Bentley for Men Intense. Mă gândesc eu așa că ar fi o opțiune interesantă. Dacă nu Bentley for Men Intense, atunci poate...
Cred că și, nu, Tom Ford Tuscaloosa are prea multe fructe pentru el. Aș zice așa ceva tot alcoolic și mai dur un pic, dar... Zici Sauvage Elixir? Mi se pare prea cu minte pentru Shelby. Aș vrea ceva așa care să aibă și niște fum de țigară. Ah, chiar nu știu dacă știai asta. Nici scent au parfumul Thomas Shelby. Serios? Nu-l mai au? M-am gândit că dacă scriu același lucru a doua oară o să meargă. Wow. Nu știu exact cum să-l caut. Uite, T. Shelby de la Flavius Călaj, care l-am mirosit și are o duritate aparte. Acum nu știu dacă exact, aș zice că din punctul meu de vedere e parfumul lui Thomas Shelby, dar earthy notes. Adică e, sunt curios dacă oamenii îl aseamănă cu ceva. Uite, unii oameni zic un fel de Black Afghano. Da, uite, Black Afghano mi se pare un parfum care ar putea să meargă pe personalitatea lui Thomas Shelby. Cel puțin așa îl văd eu. Cumva nu-l văd pe Thomas Shelby mirosind a Iris. Asta își zice. Fujer ar avea sens, mai ales că n-are niciodată într-adevăr. Nasomato Barahonda iar. Ancre Noir, Dior Fahrenheit, toate opțiuni care mi se par bune. Trebuie să decidem un câștigător aici, deci eu zic să comentez ce parfum crezi tu care avea Thomas Shelby. Sunt foarte curios și care primește cele mai multe comentarii. Nu înțelegi tu ce am vrut să zic. Ce avem? Carlyle sau Amouage Interlude Black, Iris, de acord, e posibil. Ancre Noir. Jazz Club, O Sauvage, cred că Cool Water Intense s-ar potrivi în perioada caldă, adică mie mi se pare că e parfum de vreme caldă, dar poți să duci cu el și înspre primăvară, toamnă. Mi se pare că merge cam oricând, are și dulceața aia care îl face interesant în mai multe situații decât era Cool Water obișnuit. Un parfum pentru Mr. Morningstar și unul pentru Wednesday. Hai să începem cu Mr. Morningstar. Și să știi că îți spun asta fix din prisma personajului. Mi se pare că pentru Lucifer s-ar potrivi destul de bine Grand Soir de la MFK. Adică mi se pare că parfumul ăsta miroase pur și simplu a opulența. E foarte Lucifer în mintea mea, dar pe de altă parte, cred că s-ar potrivi la fel de bine și un parfum care are o importantă notă alcoolică. El era cu whisky, uite, pentru el cred că ar merge mai degrabă Givenchy Reserve Privé decât pentru Thomas Shelby. Multă lume zice Black Afghano, nu sunt surprins. Pentru Lucifer, Gucci Voice of the Snake. Nu mi se pare o idee rea. Să vedem un parfum pentru personajul Valerio din Elite. Nu știu exact cine e, dar nu trebuie să știu. Ok. Ce avem un... Trebuie să găsim un parfum pentru domnul ăsta. Ce parfum ar purta un domn din ăsta așa de e rebel și îl iubesc toate femeile?
aș vrea să spun Creed Aventus, dar cumva mă gândesc că poate nu e asta cea mai bună soluție. Ultramal, uite. Ultramal mi se pare o variantă bună. Asta clar, Amouage Figment ar fi clar pentru Wednesday, are fix vibe-ul ăla de cimitir, da, ăla e parfumul, nu m-aș fi gândit la asta, dar da, ăla e parfumul clar. Și da, în următoarele live-uri trebuie să ne ocupăm de personaje din filme, supereroi și parfumurile lor, e clar că asta trebuie să facem. Pentru băiatul ăsta din poza Eros Flame e o opțiune bună, ar putea să fie și ceva chiar mai dulceag, aș zice poate chiar un Invictus Platinum. Pentru Lucifer avem Ortoparis Iteroni. Da. Și hai să vedem ce avem noi aici. Avem un parfum pentru Thor. Hai să ne gândim la un parfum care evocă fulgerele. Ce parfum ar putea să evoce un fulger? Sunt foarte curios. Neapărat un fulger, dar așa, stilul ăsta. Că n-ar fi ceva fresh and clean, ar fi așa un parfum din ăsta super turbat, cumva, total ieșit din tipar. Ce parfum ar purta Thor? Ganimed pentru Thor. Da, da, foarte Ganimed pentru Thor, de acord. Ganimed, da. Carolina Herrera, Bad Boy Le Parfum, ca să aibă și sticla potrivită. Da, sticla se potrivește foarte bine, dar mirosul de cannabis probabil că nu. Pe de altă parte, Tiger Claw, de ce nu? Ganimed, sunt de acord cu Ganimed, într-adevăr. Un bărbat iubit de toate femeile, un bărbat opulent, deci opulentul, bun, 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 tare. Sincer, nu știu ce să-ți spun, dacă îl vrei pe cel mai dulce dintre ele, mi se pare că te-ai duce mai degrabă spre Sugar Daddy, care poate îți va aduce un pic aminte pe alocuri de Angel Man, să zicem, sau poate de Killian Intoxicated, așa ca pornire. King e mai întunecos, mai afumat, deci depinde ce-ți dorești tu. Da, cred că mai degrabă faci eu un drum până în Constanța și le încerci la Simple Store. Eu asta aș face. Și pentru Valerio Nișan, Ani. Tom Ford Metallic pentru Thor, interesant. Ortoparisi Megamar sau Amouage Meats, nice, nice. Megamar e pentru Aquaman, ok. Zic să ne uităm la Geralt din The Witcher. Deci ai zice să ne uităm la Henry Cavill, practic. Să găsim noi un parfum pentru Geralt. Asta pare o misiune destul de complicată. Geralt. Mi se pare că fiind îmbrăcat și așa în piele, dar având și ceva un pic mai dur, mă gândesc că cumva cred că e posibil ca răspunsul să fie un Tom Ford din ăsta mai ciudat, dar nu știu care. T-Rex pentru Geralt, o opțiune interesantă. Jomolon Miren Tonka, nu-l știu, dar pot să cred că e o alegere interesantă. Nu mi se pare că e supremacy not only intensive pe vreun anotimp anume, doar poate nu în cele mai călduroase zile și cam atât. Ok, ce ar mai fi? Ombre Leather. Mă gândeam și înspre Ombre Leather, într-adevăr. Ceva Earthy, dar parcă nu i-aș dat, când zic Earthy mă gândesc deja la Figment Man de la Amouage, ceea ce s-ar putea să fie un pic cam mult, dar nu e rău, adică ar putea să fie și un Ancre Noir al Extrem, de exemplu.
nu cred că l-ar lua pe Tom Ford fucking fabulous băiatul ăsta, adică e mult prea manly pentru parfumul ăla, zic eu. Avem un pentru Hank Moody din Californication, ai zice că e clar un parfum în care îi prezentă o notă de alcool și cred că e un parfum mai vintage pentru Hank Moody. Deci e scriitor, aproape sigur ar mirosi a whisky, ar merge pe direcția asta mirosului, cred că ar fi... Dar cumva aș zice că nu e rezerv priveu, aș spune că e mai degrabă Bentley for Men Intense. Ar putea să fie Bentley for Men Azur, de exemplu, așa, în ideea că ar mirosi în felul ăsta fresh and clean. Mystic Incense. Santal 33 pentru Hank. Excelentă ideea asta cu Santal 33. Cred că s-ar potrivi și cu personalitatea lui. Tobacco Wood de la Tom Ford pentru The Witcher. Absolut de acord. Da, ăla ar putea să fie parfumul pentru The Witcher. Sunt de acord. Are tot ce trebuie parfumul ăla să fie al lui The Witcher. Pe de altă parte, într-adevăr, ar putea să fie și pentru Hank Moody cumva. Dior un parfum pentru Witcher, nu știu de nota aia de iris, dar da, ar putea să funcționeze, cred. Dar bine, astea din nou sunt doar părerile mele, știi, s-ar putea să nu fie neapărat cele mai corecte. În caz că a uitat cineva, un like ajută mult. Cred. Așa zic oamenii de pe internet, că un like ajută mult și am zis să amintesc de treaba asta. Ok, hai să vedem cine ce parfumuri ar mai purta. Eu nu cred totuși că poartă Tobacco Vanny, nu știu de ce. Păi dacă miroase astea, probabil că vorbim de uros. Da, practic nici nu-i mai dăm un parfum, îl lăsăm așa să miroasă natural. La Wednesday zicea cineva de Amouage Figment sau poate o variantă de Ancre Noir ceva, adică Wednesday nu cred că și-ar lua un parfum din ăsta feminin cu flori și fructe. Ți se șoptește un parfum pentru Harley Quinn. Ok. Harley Quinn, Harley Quinn. Asta ar trebui să fie distractiv. Un parfum pentru Harley Quinn. Ar trebui să fie ceva așa total, total nebun, dar în același timp și drăgălaș cumva, nu știu cum să zic. Și Vachilin, Terti Rouge. Ideea e că nu cunosc un parfum. Ba, de fapt, să știi că ar putea să meargă, cred eu, un Mancera Instant Crush. Cred că ar putea să fie o opțiune interesantă pentru Harley Quinn. Și... ce ar putea să mai fie interesant pentru Harley Quinn? Nici nu știu. Mă duc să caut în... stai că au mai venit lucruri. Ceva de la Mugler. Da, și Mugler au creații din astea interesante. S-ar putea să fie un Angel. Very Good Girl, nu l-am încercat, nu știu cum miroase, posibil. BKR, nu știu ce înseamnă asta. Velvet Vanilla de la Mancera, nu-l știu, dar mă duc să mai caut un parfum.
Nu planificam să fie ăsta, dar e posibil să fie și un sexorcism din ăsta, un gramatic dramatic sau gramatica dramatica. Ar putea să fie o opțiune interesantă și parfumul ăsta, că miroase total diferit de ce te-ai aștepta. Am place să mă joc cu lumina pe el. Erba pura, ok, ar fi poate și asta o variantă, dar da, de ce nu? Dar cred că ar avea nevoie de ceva un pic mai ciudat, adică mai degrabă pentru Harley Quinn aș zice Suspiro, nu Suspiro, de fapt și Suspiro, ok? Suspiro sau Sergio Fleilati. Metallic de la Tom Ford pentru Harley, ok. Pot să văd asta. Hai să mai luăm o întrebare din public. Parfumurile de la Emper se par interesante, n-am testat foarte multe, sunt niște parfumuri arabești ok din ce am mai mirosit, dar n-am experiență foarte mare. Am luat unul, l-am pulverizat pe piele, mi l-am și cumpărat în cele din urmă, cred că nu știu cum se numea exact. Ideea e că nu mi-am dat seama la început când l-am pulverizat, după vreo 10-15 minute a început să miroasă Dior Sauvage, ceea ce mi s-a părut interesant. Adică au și clone, au și neclone, cred, dar n-am o părere foarte clară. Un parfum pentru profesor din Casa de Papel. Let's go! Nu vreau să fac asta. Hai să-i dăm omului un miros... un miros interesant. Uite, și pentru el profesor cred că s-ar potrivi Ganymede. Un parfum rece, așa, oarecum... lipsit de suflet și foarte calculat. Bine, eu nu știu, mă bazez un pic și pe personalitate. Mă gândesc un Tom Ford Grey Vetiver la fel s-ar potrivi aici. Uite, Iulian zice Sartorial de la Penaligons, iar opțiune interesantă. Probabil că un, la fel un Green Irish Tweed ar putea să meargă aici de la Creed. Cu drag, sperăm să-i și placă ceva din ce am propus noi aici. Ghizada Ambasador Intensiar e o opțiune interesantă. Poate un pic prea dulce pe alocuri, dar da, pot să văd treaba asta, adică aș vedea... Ca alternativă, eu l-aș încerca fie pe Bulgaria Aqua Atlantic, e pe... Lacoste Match Point Eau de Parfum. Adică astea ar fi opțiunile mele să-l înlocuiești. Aqua di Parma Colonia Club pentru profesor. Da, bună idee. Lalique Ancre Noir, posibil, deși poate un pic cam dark, mi se pare, adică Wood for Greatness. Da. Wood for Greatness ar fi opțiune bună. Cred că și Wood for Happiness ar potrivi cu el, dar într-adevăr mai mult Wood for Greatness. Tom Ford Woodwood, de asemenea, da, opțiune foarte interesantă. Și da, am încercat mai Geisha Cannabis. Mi se pare foarte puternic, adică dacă îți dorești de la un parfum performanțe, îți dorești persistență, îți dorești proiecție, îți dorești gălăgie, e un parfum interesant. Nu mi se pare că e cea mai rafinată formulă, e foarte... Așa, te lovește mirosul, dar uite, am... M-am prietenit cu un băiat care pune muzică și mi-a scris unul dintre parfumurile care persistă pe el ok atunci când stă multe ore și pune muzică, deci vine cu niște avantaje. Hai măi, Whispers in the Library, e el profesor, dar ai văzut că se descurcă și în situații fizice, nu miroase a cărți. Just Coffees. Hei Robert, ce faci? Uite, nu știu parfumul ăsta. Afară plouă. Silver Mountain Water, dar ar fi opțiune bună Silver Mountain Water. Parfum pentru Wolfpick, sunt de acord, dar nu luăm în calcul în niciun fel. Nu luăm niciun fel în calcul parfumurile care îmi plac mie. Stai că vreau să pun o poză cu mine, nu știu cum aș face asta, dar... Gata, parfum pentru Wolfpick. Dar arată așa. Aici nu vreau să intervin.
Da, Acro-Wake chiar ar fi o opțiune interesantă. Cred că o să fac pasul. Acro-Wake și Acro-Dark sunt clar în în plan. Dar chiar aș vrea să... Hei, te mai așteptăm, că se întâmplă destul de des, așa, cam de două ori pe săptămână. Da, Zara Coastal Salty Forest, clar. Aqua di Gio. Atât? Măcar un profum așa. Da, ok. Dior Homme Intense. Tu ai inside information. Hai să mai luăm o întrebare. Un parfum versatil în orice situație, birou, facultate, sare și rorunde și persistent. Știe cineva un parfum versatil și persistent? Că așa, de asta care se potrivească multe situații, știu, dar și persistente, nu prea. Că, de exemplu, și Wood Blue Notes mi se pare că se potrivește oricând, dar persistent nu e. Poate Prada Amber Prom, dar are mirosul ăla de curat și atât, adică poate îți dorești un pic mai mult de atât. Nu știu exact ce să ți recomand aici. Uite, Nishan Hachivat, corect, corect. Calan, bănuiesc pentru mine. Salvatore Ferragamo, Ferragamo, într-adevăr, iar e un parfum din ăsta care merge oricând, ok. Ok, Hamouage Lyric Man. Bine, uite, chiar o să-l încerc, mă duc și îl încerc cu prima ocazie. Pentru ziua și vara, Sergio Renaissance și Acqua di Parma Oud. Bine, uite, o să mă duc să testez parfumurile astea. Ca să... Că poate ai dreptate și poate îmi găsesc acolo parfumurile de suflet și mai schimbăm un pic vibe-ul. Chiar o să-mi follow, ok. Ciumalon Miren Tonka. Nu-mi dau seama dacă asta era pentru mine sau pentru Mihai. Tuxedo, ok, Tuxedo. Trebuie investigat. Ok, avem un parfum pentru Mike Tyson. Am mai primit întrebarea asta. Asta trebuia văzută. Opulent Wood pentru mine, clar, clar, clar. Acum, Mike Tyson. Mamă, ce de poze cu mine. Și un lenus cu mine. Wow, senzațional. Nici știam că s-a tăiat poze cu mine pe internet. Ok. Să vedem un parfum pentru Mike Tyson. Pentru Mike Tyson mi se pare că, dată fiind toată cariera lui de sportiv și așa, ar merge ceva fresh and clean. Cu drag, cu drag. Gucci Guilty Absolut pentru Mike. E posibil, e foarte manly așa. Ar putea să fie și Philip Lyon No Limits, cred. Cred, tot în ideea asta de piele și așa. Ce să mai... Masera Red Tobacco, Mike Tyson, orice de la Diesel. Diesel Bad Intense, că sună bine. Am, nu știu dacă există țepe, eu cel puțin de când comand de pe Vivantis nu mi-am luat niciodată țeapă, dar tot ce se poate, să-ți spun sincer, chiar nu știu dacă... sunt sau nu țepe. Tind să cred că nu, totuși. Să știi că n-am încercat nimic de la Adolfo Dominguez până acum. Dar poate am ocazia în viitor apropiat și discutăm despre asta într-un live ulterior. Bentley Formel Intense pentru Mike, ok.
Hafez, Amouage Pigment, Histoire de Parfum 1740. Tom Ford Noir. Ar putea să meargă și... am uitat cum se numește... Noir Antrasit, cred. Binet Papillon. Acum vezi, îmi zici parfumuri și după aia o să vin să le cumpăr de la tine. Nu-i corect ce faci, Robert, nu-i corect. Bad Boy, de ce nu? Ok, am comandat pe Vivantis și a fost totul ok. Da. Și că tot ziceți de site-uri, hai să mai revenim puțin, că mai sunt site-uri din astea super bune de testere despre care n-am vorbit. Cum este parfum-tester.ro și au această poză pe care au făcut-o probabil chiar ei, ceea ce e senzațional. Doar săptămâna aceasta reduceri de 50%. Ia să vedem. Vreau să văd un parfum care e corect. Parfumuri de lux. Deja această caracterizare mă deranjează. Există parfumuri pentru bărbați și parfumuri de lux. Vreau să văd toate parfumurile de lux, te rog. Parfumuri de lux, că restul sunt parfumuri de... așa, de cumpătare. Au. Iar Clive Christian, Acrid Aventus Zim, care recenzii? Zero. Băi, nu. Site-ul ăsta nu e ce trebuie. Green Irish Tweed, zero recenzii. Nu, îmi pare rău. Parfum tester nu merită atenția noastră. Parfumuritester.ro. Cu atât de mult roz. Ăsta e un site pe care îl vezi și când ai browserul închis. Uite ce culoare are. Băi, stați. Deci, luăm puțin pauză, că se întâmplă ceva. Parfumuritester.ro vinde Jador cu 648 de lei. Ce se întâmplă aici? Oamenii ăștia au... deci un set cadou, înțeleg, dar oamenii ăștia ce au zis? Vinem testere, dar de fapt s-au decis că vor să fie legit. Pur și simplu mi se pare că au prețuri de netestere. Adică... că nu înțeleg ce se întâmplă pe site-ul ăsta, sunt puțin bulversat. What? Și văd că la multe nici măcar nu trec faptul că e tester, vând tester cu 405. Nici măcar nu știu ce să spun de site-ul ăsta, sunt total bulversat de el. Știe cineva despre parfumuritester.ro? Adică sunt curios dacă... Nu am Naxos în colecție, l-am mirosit de câteva ori la Luminița, dar eu încă n-am făcut pasul. Probabil că la anul o să mă încumet, că acum deja mi se pare că nu l-aș mai purta foarte mult. Dar eu sunt foarte nedumerit în legătură cu site-ul ăsta, ce se întâmplă pe el. Oamenii ăștia vând testere scumpe. Adică au zis, bă, parfumuritester.ro este proprietatea One Fashion Distribution SRL, importator și distribuitor pentru produse de parfumerie. One Fashion Distribution SRL este partener MAG, toate produsele noastre afișate pe magazinul ăla și tipul așa. Băi, nu înțeleg ce se întâmplă. Cum detectez un parfum fake? What? Cu toții ne dorim să cumpărăm produse originale? Cred că este o întrebare retorică. Mai jos să vă prezentăm câteva puncte de luat în calcul. Codul de bare. Codul de lot, sigilarea produselor se face printr-o metodă termică, țipla trebuie să fie subțire și de bună calitate. Produsele contrafăcute sunt pe piață în proporție de 90% în gramaje mari. Cine vinde numai gramaje mari, sunt șanse foarte bune ca produsele să nu fie originale. Dacă doriți să fiți sigur că produsul este original, atunci optați pentru un gramaj mai mic. Nu sunt pe piață seturi de cadou contrafăcute, nu se contrafac creme de corp, geluri de duș sau aftershave-uri. Și atunci de ce ți-ai zis parfumuritester.ro? De ce să planeze toată neîncrederea asta asupra ta? Deci mi se pare că se întâmplă unul din două lucruri aici. Ori oamenii ăștia sunt atât de next level în a vinde parfumuri fake încât
auziți, bă, o să intre cineva aici să fie total bulversat când îi zicem cum să detectez un fake și pormi îl vindem. Deși nu cred, am bănuiala că oamenii ăștia pur și simplu și-au ales total neinspirat numele și nu vând fake-uri. Toate astea, nu cred că am să mă încumet să dau o comandă aici. Mi-e foarte greu să-mi dau seama că cumva pare să fie și legit, adică nici nu știu. Dar urmează să apară și lucruri de astea, deci nu știu, site-ul ăsta mai rămâne să aprofundăm, că e super ciudat. Așa, ceva frumos, parfumuri.dutyfree.1, m-am uitat aici. Vibel. Cu prețurile standard de fake, 149, 189, 189, 179, că au văzut ei la un curs ca alea care se termină 9, bine că n-au pus și .99. N-avem decât descriere, e dezamăgitor. Nu sunt deloc mulțumit. La parfumuri.ro, pare așa un fel de șaormărie, știi, la grași. Ce vrem noi de aici? Îl vrem pe Sergio Casamorati. N-avem nicio recenzie, n-avem nimic. Da, asta mă gândesc și eu, că poate oamenii doar vând parfumuri tester și atât. Nu m-am lovit de generic perfumes, dar cred că merită să aruncăm o privire. Generic perfume store. Ok. Da, pare interesant site-ul ăsta. Par a fi alte clone, nu arată extraordinar, dar... Ok, au și o interpretare de gentleman în reserve privé. Premium oils. Ok. $100 cu $70. Nu e rău, nu știu cât mai costă și transportul, dar interesant. Ce tare e pus ăsta? Ei, eu zic să ne liniștim un pic, să nu facem treaba asta încă. Mai stăm un pic. Nu dăm cu bani aiurea, adică tocmai ce s-a terminat luna martie, în care n-am mai cumpărat parfumuri și acum aruncăm banii, riscăm așa, stai să mai vedem. Nu facem de asta. Mi se pare că asemănător cu Aqua Atlantic este Versace Dylan Blue. Și match point-ul de parfum într-o oarecare măsură, dar mai puțin. Clonă de Mega Mar, Alexandria Fragrances, Megatron, ok. Din păcate nu știu ce performanță are Mercedes-Benz Night. Eteric, ușor misterios, delicat, elegant, dar în același timp masculin. Nu-mi vine nimic în minte în acest moment. Ceva eteric. Chiar nu știu. Da, cred că toată lumea din chat de aici îți poate spune că este ok. Ce
cineva schimbă un Bleu de Chanel de parfum. Dacă am Bleu de Chanel de parfum, Eros de toalet, Wood Lemon, Mint și Givenchy Blue Label, ce să mai iau? Păi ai putea, mă gândesc, să-ți iei un parfum mai dulce sau un pic mai serios. Mi se pare că te duci foarte mult în zona, exceptându-l pe Bleu de Chanel, în zona mai elegantă și poți să-ți iei ceva așa mai elegant, mai fresh, vreau să zic. Și poți să-ți iei așa un Dior Homme Intense, de exemplu, poți să-ți iei un Mancera... Nu-ți lua Manserare Tobacco. Să duci mai degrabă spre Tobacco Vanille, de exemplu. Nici nu știu exact înspre ce să... Ți-am zis ceva, poate chiar un Stronger With You, de fapt. Un Stronger With You, absolutely. Nu știu dacă Mercedes-Benz Le Parfum e inspirat din Tom Ford Ombre Leather. Posibil, dar nu știu sigur. Un parfum dulce cu rom și vanilie, poate și cu scorțișoară. Mudalias, din ce zici tu aici, pare să fie pe gustul tău. Miroase ca un ciocotof Mudalias. E un rom din ăsta foarte plăcut, vanilat, cu ciocolată. Zic că s-ar putea să-ți placă destul de mult. Este aici parfumul.ro, un site efectiv ciudat, adică mi se pare că oamenii ăștia au aflat că există parfumul.ro și azi mai punem noi un L și lansăm, dar probabil că asta e doar părerea mea. Zim care recenzii, dare recenzii parfumul. Și Marta zice aceeași aromă cunoscută perfect, Mircea, nu-i pentru toată lumea. Sauvage Eau de Parfum nu e pentru toată lumea, conform lui Mircea. Așteptăm să ne trimită și lista cu oamenii care li se adresează. Adrian, am cumpărat acest parfum după ce am prins o reducere de 15 lei la Roata Norocului. Merită, mai ales la Banești. Deci nu doar că el costa 159 de lei, dar prins și o reducere la Roata Norocului. Wow. Marina zice, un parfum cam ciudat pentru mine, dar persistent. Marina, Sauvage... Dacă ți se pare ciudat pentru tine, s-ar putea să fie pentru că este adresat bărbaților. Poate, de asta. Sauvage este unul dintre parfumurile mele favorite. Am avut posibilitatea să cumpăr de aici la un preț super. Voi reveni pe viitor cu altă comandă. Bine. Preț bun pentru super parfum. Foarte bun, o esență puternică și durabilă. Poți să-ți faci casa pe el. Pe sticla asta e atât de durabilă că poți să-ți faci fundația casei. Foarte plăcut surprins de acest site și de calitatea acestui parfum tester, cel mai persistent și bun parfum cu care m-am dat. Persistă peste 10 ore, zice Popovici M. Bun, miroase foarte bine, sofisticat și fin. Este ok, bună. Ăsta mi se pare cel mai util review. Moroșan Florin zice bună și dă 4 stele parfumului, bănuiesc. Mădălina B, care este proprietar verificat, adică au făcut contract de vânzare-cumpărare și l-a radiat... Parfumul.ro de la Circa Financiară zice super recomand. Ia să vedem, apă de parfum scandal. Jean Paul Gaultier, 80 de mililitri tester. Nu persistă atât de mult pe cât aș fi vrut, dar miros plăcut. Daniel, pe Daniel, scandal nu persistă cât trebuie. Tiana zice că este wow. Cristiana zice persistent 6-8 ore merită. Bebe, nu-i pentru toată lumea. Bă, da, eu înțeleg, îți faci un site de fake-uri, vinzi fake-uri, dai o țeapă, bă, da, ăsta e nivelul, adică iei aceleași comentarii într-o parte și le pui în partea cealaltă, mai schimbă-le și tu, mai scrie ceva, ce, îți lua 3 zile să te iei și scriei comentarii diferite, pe bune, de efectiv zero efort, mă, și enervează. Bun, nu excelent ca și persistență, prețul foarte bun și pentru asta a scăzut 2 stele. Nu am încercat prea multe parfumuri, dar acesta m-a dat pe spate, e super. Doamna asta, asta e doamna, vezi, asta e doamna care a lăsat recenzii, astea sunt picioarele. Doamne, restul sunt pe spate căzute în parfum. Nu am încercat, da, ea e. L-am oferit cadou soției mele. Mirosul este exact ca cel din Douglas, Sephora și persistă destul de mult. Florina l-a oferit cadou soției sale. Ana Maria, fica mea a fost foarte încântată, recomand. Femeia asta și urește copilul. Foarte frumos și plăcut, 5 stele. Miros plăcut, persistent, merită toți banii. Recomand parfumul. Un produs destul de bun. La mine nu persistă atât de mult. Maxim 6 ore, cred. Dar mirosul e superb. E supărată că persistă doar 6 ore, scandalul pe ea.
Ea avea mai chef de mai mult scandal. Nu îi ajungeau 6 ore de scandal. Unii oameni. Salutare, Raul. Doar fiind faptul că you are polish yourself, e clar că nu... Nu e nicio problemă că ai întârziat. Tocmai ca să subliniez cât de fake e totul, pentru că unii oameni chiar cred că site-urile astea sunt pe bune, cel puțin pe site-ul ăsta Parfumul. Cineva m-a întrebat dacă ce părere am de parfumurile de aici. De asta... Și pentru că în mod real mă și amuză un pic comentariile astea fake, pentru că sunt atât de low IQ că nici măcar... E foarte amuzant ăsta nivelul de, de a țepui pe cineva. Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc mult. Ce aș alege dintre Rose Flame și Jean-Paul Gaultier Le Beau? Cred că l-aș lua pe Rose Flame. Mie îmi place un pic mai mult Rose Flame. Mă bucur că ți-a plăcut clipul și eu m-am simțit bine să-l fac. Și Adrian zice că a fost ok și pentru el. Și ne bucurăm că a fost... A fost, a ieșit bine, nu știu, un pic obosit acum, dar mă bucur. Mulțumesc mult că mi-ai spus. Îl filmez tot cu aceeași cameră care filmez și YouTube-urile și cu camera asta pe care o folosesc pentru live. E un Canon 6D Mark II pe care îl folosesc cam pentru orice lucru pe video, știi? Adică n-avea sens să-l fac cu telefonul. Inițial făceam pe TikTok niște video-uri cu telefonul, dar nu-mi plăcea cum ies. Și am recurs la cameră, plus că oricum le editam în... în același soft de editare și cu telefonul descărcam, adică era prea mare bătaie de cap, așa cu camera descar tot de pe card și e tot bine. Și mai luăm aici un parfum pentru Rory Gilmore. Nu știu exact, nu mi-amintesc cine era Rory Gilmore, dar we can do this. Ok. Hai să luăm parfum pentru Rory Gilmore, că mai crescuse puțin. I've got nothing. Cumva mă gândesc că ar fi un parfum floral pentru, pentru fata asta, ceva poate fresh floral, dar mi-e greu să-mi dau seama ce ar putea să fie. Poate un Elizabeth Arden White Tea sau... ce ar mai fie? Nu știu foarte multe parfumuri florale. Robert zice MFK Grand Soir. David zice Armani My Way Intense. Ambele opțiuni foarte bune, zic eu. Okay, un Fujifilm X-T20, să știi că dacă ai lumină bună, cred că se descurcă, adică, na, cam asta e, foarte mult ține de lumină. Și o întrebare foarte importantă, părere Volvo V60 D6 hibrid. Nu știu, dacă nu era D6, mi s-ar fi părut o idee bună, dar... Mi se pare o mașină foarte ok. Mai ales dacă găsești cu niște jante, uite din astea, chiar are un vecin, una din asta, dar nu știu ce zic de motorul diesel, nu știu dacă e făcut de ei sau nu. Eu am avut un C30 cu un, bine, cred că era de 2,
și am avut o mulțime de probleme cu motorul și știu că întrebarea nu era pe bune, dar mie îmi place să vorbesc despre Volvo meu C30. Ok, am să fac un clip cu parfumuri pentru personajele din Succesiunea, dar mă uit întâi. Nu m-am uitat încă, dar aș vrea să mă uit și... Adică e în plan, Mezra Luca, că e în plan să mă uit. Și o să revin cu o părere despre personajele respective. Motorul de 2... Ah, dacă e al lor, e ok, doar că... Adică mi se pare o mașină foarte ok. Repet, sunt fan Volvo în ciuda experiențelor proaste pe care le-am avut cu C30-ul meu. Da. Dacă tot ții hibrid, n-ai opta mai degrabă pentru benzină? WD-40 e clar parfumul pentru Volvo V60. Da, dacă ți iei Wood for Greatness costă 20 de lei, clar e ok. Dacă îl găseai cu 100, erau niște semne de întrebare, dar dacă îl găsești cu 120, doar vezi să fie semnalizat că e super ofertă și că e redus de la 300, că asta e, multă lume nu știe, că trebuie să fie redus de la 300 la original. Dacă e redus de la o sumă mai mare, nu e ok. Deci da, e perfect. Wood for Greatness costă 20 de lei, fix ce trebuie. Mamă, pentru sportaj nu știu, e greu pentru sportaj, chiar nu cunosc un parfum corect pentru el. Aș zice California Scents, așa și-l folosești ca odorizant în mașină. Sau putem face ceea ce fac alți oameni și anume să luăm un parfum care nu ne place atât de mult, dar e ok, gen, nu știu cum să zic, Nautica Voyage 83, și dai cu el prin mașină și în sportaj cred că merge, dar fiind sportaj poate mai degrabă un Dior Homme Sport, știi? Ca să se potrivească foarte bine cu ce facem aici. Dacă ești fan diesel, atunci e ok. Să știi că nu scot parfumul împreună cu Flavius, nu-l vindem. Mi-a făcut el cadou câteva sticle, dar el nu o să existe. A fost doar așa o ediție super limitată, adică asta înseamnă 5 sticle. Și atât. Practic el m-a contactat, mi-a zis, am un parfum care cred că ți-ar plăcea foarte mult și vreau să-ți fac mai multe sticle, dar vreau să ți le fac personalizat. Asta e tot, nu e un business, nu facem nimic cu ele. Conținutul sticlei, pe de altă parte, el prin vară cred că îl va lansa. Pănesc că după ce se deschide nici sunt în București și trebuie să spun că e un parfum fantastic cu piele și fructe de pădure. Foarte, foarte plăcut și bănuiesc că prețul e acolo pe unde sunt majoritatea parfumurilor Kalash. Nu știu cum e Giulia ca fiabilitate, dar așa ca design, sportivitate și calitatea materialelor mi se pare senzațional. Și da, mi se pare că e genul de mașină pe care merită să o ai, dar din nou știi că Alfa Romeo sunt cunoscute că nu sunt cele mai fiabile mașini și atunci poate că... Na. Da, în live-ul ăsta se poate întâmpla orice, putem ajunge oriunde, mi se pare că asta trebuie să fie un live despre orice și e mai bine așa. După cum ziceam, Eros Flame pentru mine. Nu-mi place ce aud aici. Eu chiar mă gândeam că după ce termin cu Civic-ul, dacă îmi voi permite, mi-ar plăcea să-mi iau un S60 hibrid.
Asta ar fi așa cumva dream car pentru mine în momentul ăsta. Și aud de probleme, nu. Da, Brasti e safe. Mulți oameni zic că e safe. Eu toate comenzile pe care le-am dat le-am primit așa cum trebuia, adică n-am primit fake-uri și lucruri de astea, dar zic că e ok. Dacia Logan Blind by Safe, cu siguranță. Nici n-aș deschide ochii, aș intra pe site și aș da click-uri așa, stânga-dreapta, să nici la dotări, nici la nimic, să vină ce o veni. Genul ăla de blind buy. C43 AMG facelift, vreau să-l văd. Mi se pare o mașină foarte frumoasă și fiind C43 AMG, o mașină și foarte capabilă. Și asta e cam tot ce știu eu despre mașina asta. Da, cred că e un site legit, adică comand de ani bun de pe el și totul a fost ok. Ajmal Evoque Gold, cred că l-am mirosit o singură dată și nu m-a impresionat, l-am preferat pe Silver, care e o clonă de Pegasus. Efectiv, nu cred că știm să facem asta. Ok. Nu știu dacă e recomandat să dai pe căței cu parfum. Așa că aș zice că ar fi o treabă dificilă să-i găsim un parfum. Mai ales că n-ar fi bine. Salutare, Florin. Auzi, Zoologist. Zoologist B. Exact. Așa am auzit și eu, că nu există vreau să-mi iau, ci da, cred că există o soluție de compromis totuși, adică există Audi A4 Allroad sau A6 Allroad. Bine, peste de-a bani un pic afară din casă, dar există soluția asta. Trebuie să mai aprofundăm puțin treaba asta cu car meeting-ul, să-l facem să fie exact ce trebuie. Așa că, nu știu, ne mai gândim și facem. Sincer, nu știu, am zis că o să dau o comandă de la ei, dar nu mi-inspiră foarte mare încredere, mai ales că prețurile sunt extrem de mici la parfumuri. Doar că probabil că o să mă încumet să comand vreo două parfumuri și vedem ce se întâmplă. Okay. Mai facem și pentru Lalo Salamanca și apoi o să încheiem acest live, pentru că e momentul, simt că e momentul potrivit să facem o încheiere. Mi se pare un pic dificil aici, mai ales că nici nu m-am uitat la Better Call Saul, m-am uitat doar la Breaking Bad și nu știu ce s-ar potrivi acum, dacă mă bazez mult pe ținuta asta de aici, un James Bond type of fragrance, ceva. Chanel Platinum Egoist, ok, mi se pare o idee interesantă asta cu Chanel Platinum Egoist. Deci mergem pe un Fresh and Clean, poate ușor metalic, poate un Hermes H24, la fel ar putea să meargă, mă gândesc.
Sultan Vetiver de la Nișane, Vetiver Intens, Hermes. Nu se îmbracă mult, bănuiesc că se îmbracă așa atunci, nu? Ah, ok, ăsta e stilul, trebuie să schimbăm puțin abordarea. Hai să vedem în ce să-l îmbrăcăm atunci când se, în ce, să, ce parfum să poarte când se îmbracă așa. Cerut e 1881, de ce nu? Ar putea fi o opțiune. Cred că e și un Creed aici, un Creed Viking ar putea să fie ok, dar nu știu dacă neapărat pentru ținuta asta, dar l-aș vedea purtând un Creed Viking. Din ce am comandat eu, parfumurile de pe make-up au fost toate originale. Ok, parfumul Minion, e și asta opțiune. Parcă miroase a banane, dacă nu mă înșel eu, deci mi se pare că se potrivește. Dior Fahrenheit. Cu drag, de asta sunt aici și cât pot de mult încerc să și răspund. Și mă gândeam că acum ar fi un moment destul de potrivit să încheiem acest live, care a durat destul de mult și bănuiesc că poate mai ai și tu lucruri de făcut în seara asta, mai ai vreun film de văzut, de ieșit undeva, de nici nu știu chiar ce faci în seara asta. Eu cred că o să mă uit la Superman and Lois. Asta e nivel. Așa că îți doresc o seară cât mai I am Polish myself. O seară frumoasă și ție, o seară bună tuturor și ne vedem probabil pe joi, doar că ceva mai târziu. Că practic asta e programul, joi mai târziu, duminică un pic mai devreme. Seară bună tuturor și ne revedem în curând. De asemenea, mâine o să fie video nou pe YouTube, ceea ce sper să-ți placă.